Salutare! Astăzi vreau să vorbim despre Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Mai exact, să-i fac o recenzie, un review. Videoclipul va avea practic 3 părți. Prima parte constă în prezentarea pe scurt a subiectelor de discuție, plus o părere foarte, foarte scurtă la fiecare, a doua parte detaliem toate aceste subiecte și a treia parte niște concluzii. Deci dacă sunteți grăbiți, puteți urmări prima parte și a treia parte, care sunt mult mai scurte. Însă apreciez mult pe cei care se uită la tot videoclipul. Așa că să procedem, zic. Prima dată am zis să vorbim despre baterie, care din punctul meu de vedere este ok. Apoi, performanța mi se pare una foarte bună. Calitatea construcției este una acceptabilă, veți vedea de ce. Temperaturile relativ mari. Despre cum se simte mână, adică cât este de gros. E acceptabil, a zice. Designul îmi place, dar este subiectiv. Camerele bunicele, din punctul meu de vedere. Încărcarea este acceptabilă. Ecranul este unul bun. Sunetul este unul bun și el. Avem un gest pentru screenshot drăguț, care mie îmi place. Prezența LED-ului de notificări îmi place. Procesul de instalare al aplicațiilor nu îmi place. Și acum, dacă vreți mai multe detalii, vă rog să urmăriți tot videoclipul. Totuși trebuie să menționez că m-am raportat la preț când am vorbit despre aceste caracteristici ale telefonului. Deci, bateria, după cum ziceam, este una ok. Mă așteptam să țină mai mult, având în vedere că are 4500 mAh. Însă MediaTek, adică procesorul de pe Redmi Note 8 Pro, este foarte bine optimizat din punctul acesta de vedere. Totuși, față de bateria de 3090 mAh de pe Nokia 8-ul meu, ține mai bine, dar nu cu cel puțin 50% cum era de așteptat. 835-ul, procesorul de pe Nokia 8, fiind consumator mare de energie, iar G90T-ul de pe Redmi Note 8 Pro, în teorie ar trebui să consume cam tot pe acolo. Totuși, trebuie să ținem cont și de mărimea ecranelor, iar Note 8 Pro e cu aproximativ 1,1 inch mai mare la ecran, de simțitor mai consumator din punctul acesta de vedere. Mai trebuie să punem la calcul și optimizările mai bune pentru Snapdragon și mai puțin bune pentru Mediatek. După cum se vede, la ora 16 aveam 29%, în condițiile în care a fost folosit încă de pe la ora 5:30 dimineața. Totuși, fix când am ajuns acasă de la facultate, aveam vreo 37%, adică în jurul orei 15. Iar pe Nokia rar aveam peste 20% fără să-l mai încarc în prealabil la facultate. Utilizarea, după cum se vede, a fost agresivă, PUBG consumând foarte multe resurse și implicit multă energie. Aș zice că m-a ținut cam cu 20-25% mai bine decât Nokia-ul meu, ceea ce nu e rău, însă mă repet, nu e acel 40-50% în plus pe cât e bateria mai mare. Adică bateria e cu 50, dar având în vedere toate celelalte, ar trebui să fie cam cu 40, estimez eu, mai bună autonomia. Performanța este una foarte bună la acest preț, mă repet. 287.000 AnTuTu, totuși, după cum puteți vedea, performanța GPU-ului e mai mică decât cea de pe Nokia 8, telefon de top de 2017. Nokia 8 în dreapta, Redmi Note 8 Pro în stânga. Iar lucrul acesta se simte în PUBG, cu ocazionale drop frame-uri la setările smooth și extrem FPS. Aparent doar odată am pățit asta. În rest, chiar și când ajungea să fie foarte cald, nu avea drop frame-uri. Ciudat, având în vedere că în acea perioadă în care l-am testat, m-am jucat de cel puțin 8 ori PUBG, dacă nu mai bine. Calitatea construcției lasă de dorit. După cum puteți observa, partea din spate a telefonului, între rama din plastic și sticlă, intră praf. Mă scuzați, dar sunt un pic cam răcit, răgușit, nu fundat. Nasul înfundat, măi, nu vă gândiți la altceva. Să trecem mai departe. Temperaturile sunt relativ mari. După cum se vede în screenshot, până la 69 de grade în gaming intens pe procesor. Asta după vreo 30 de secunde după ce am terminat meciul de PUBG, pentru că a trebuit să ies de pe PUBG să intru în AnTuTu și până am ieșit și am intrat, cam atât a trecut. Adică e posibil să fi fost chiar și mai mult de 70 de grade pe procesor pe finalul meciului. Mă repet, pe procesor. De ce am zis relativ? Ei bine, procesorul funcționează în parametri optimi până în jur la 80 de grade, iar după aceea scade din performanță. Maximul suportat e în jur la 100 de grade, în general la procesoare, mă refer, în general. Totuși, problema se pune altfel. Din câte știu eu, memoria de tip SSD, practic ce avem și noi în telefoane, funcționează la temperaturi de sub 70 de grade. Iarăși, în general, cred că așa e la toate. Bănuiesc că ideea ar fi să nu se depășească 50 ai 60 de grade. Dacă vă gândiți să vă jucați ore întregi de PUBG cu telefonul la încărcat, luați-vă un calculator sau un laptop. Nu-i recomandat să se facă asta pe un telefon. Ca să nu vă speriați de aceste temperaturi, atâta timp cât nu țineți telefonul mai mult de câteva zeci de minute, hai, o oră, la temperaturi de genul, eu zic că nu are ce să se întâmple. Adică, oricum după două meciuri de PUBG faci un pic de pauză, 2-3 minute cât s-au amorțit degetele. Este un telefon mare și gros.
trecând de la telefonul meu de 7,9 mm grosime la ce Xiaomi de 8,8 mm grosime, e normal să zic asta. Fără husă, pentru mine e ideal la grosime. Cei 7,9 mm de pe Nokia 8 mi se par prea puțini, efectiv nu mi se pare comod telefonul în mână. Deci un 8,5 mm din grosime, din punctul meu de vedere, e cel mai bine. Iar în grosimea asta vedem că încap și baterii mari. Însă, mă repet, purtat fără husă. Oricum eu îl port cu husă să mă obișnuiesc cu grosimea, aparent că toate o să fie destul de groase în viitor. Telefoanele, nu vă gândiți la ceva, măi, nebunilor. Că tot vorbeam de husă. Vine cu husă de silicon fumurie în pachet, care nu e prea ok, aș zice eu. Adică e bine că e două husă, nu mă înțelegeți greșit. Însă camerele de pe spate tot ies în relief, tot cu husa pusă. Practic, telefonul cu husa pe el stă pe cameră când îl pui pe masă, spre exemplu. Nu foarte mult, dar stă, am încercat să filmez cu telefonul meu să se vadă, dar nu se vede, nu se observă. Pe un telefon, dar pe o cameră profesională s-ar fi observat. În față e ok husa, adică iese mult în relief în față, prefer husa, astfel încât atunci când îl scapi, ecranul în jos pe suprafață plană, fără denivelări, tot pe masă, spre exemplu, mai mult ca sigur că pică pe husă. Totuși, treaba asta vine și cu un minus. La gesturi e un pic mai greu să dai înapoi ca agăți cu degetul în husă, după cum puteți observa. Designul este unul subiectiv, după cum ziceam, dar mie îmi place. După cum ați văzut, am varianta pe verde și mi se pare superb telefonul. Pozele sunt bune și filmarea ok la banii ăștia. Nu pot să zic că m-a dat pe spate la capitolul ăsta, nefiind cu nimic mai bun decât vechiul meu Nokia 8, cel puțin eu așa le-am văzut pozele, care se învârte tot în jurul acestei sume, însă nu mai pot să le recomand din lipsa actualizărilor. Nu o să mai primiți actualizări pe Nokia 8, decât ceva de securitate anul ăsta și cam atât. Poze cu ultra-wide nu prea recomand, pentru că mie nu-mi plac deloc. Efectiv, e prea mare diferența dintre cea normală wide și cea ultra-wide. Din această cauză, nici măcar n-am încercat să filmez cu ea. Slow motion este, dar foarte slab. Nu-i de haznă, vorba aia. Ce-i drept, nu erau cele mai bune condiții de lumină când am filmat eu, dar nu eram nici în club să se schimbe luminile din 0.5 în 0.5 secunde, să fim serioși. Din specificații zice că nu are zoom optic 2x, deci practic am fost păcălit să fac poze cu 2x digital crezând că e optic. Ce tare, CSF, nu CSF, asta e. De fapt, cei doi senzori în plus, fiind de macro și de adâncime, cam inutili. Din punctul meu de vedere, ăla de macro poate îl folosești ceva zile, dar după aia uiți de el. Apropo, pentru macro se pot folosi și senzorii ultra-wide, dar na, trebuia să pună unul dedicat. Deci la camere, nu pot să zic că m-a impresionat, dar la raportat la preț, veți vedea la concluzii ce părere am. Probă de sunet, să vedem cum se aude microfonul. Bag o FIFA acum. Un pic de pauză de la învățat. Deci n-am început mie să învăț, dar eu fac pauză. Încărcarea este doar acceptabilă. După cum se vede, într-o oră a ajuns de la 31% la 87%. Deci am pornit de la 31% pentru că, în general, așa mă încarc eu telefoanele. Adică nu le las să scadă mai jos de 20% niciodată. Am făcut un test oarecum plauzibil, din acest punct de vedere. Adică nimeni nu-și lasă telefonul până are 0% și apoi să-l pună la încărcat. Într-adevăr că într-o oră e posibil să se fi încărcat de la vreo 5% până la 70-70% ceva la sută, însă eu nu fac așa cu telefoanele și nici voi nu ar trebui să faceți asta. Totuși avem telefoane în jurul acestei sume care se încarcă mai rapid. Eventual fac video nou pe tema asta dacă sunteți interesați. Ecranul e bun, e un IPS de bună calitate, însă oricum este sub orice AMOLED.
Este Full HD, ceea ce e bine. Nu prea știu să mai existe telefoane care să aibă un ecran de prostă calitate, sincer, cât alea de pe Wish care sunt 200 de lei. Există doar telefoane cu ecran IPS și altele cu ecran AMOLED. Cel din urmă e superior. Sunetul este bun, este mono, însă este bun. A făcut și o înregistrare, însă nu știu cât este de credibilă, nu știu dacă o să o pun, având în vedere că am folosit microfonul cu care mă înregistrez și eu, nefiind de o calitate foarte bună. Totuși, se aude clar și când e dat la maxim. Nu vă așteptați să înlocuiască o boxă portabilă sau ceva de genul? Nu e cazul. Adică niciun telefon nu prea face asta. Însă oferă un sunet bun, din nou raportat la prețul lui. Trăgând cu 3 degete în jos în același timp, după cum puteți vedea, se face screenshot. Mai mult, se poate face un screenshot precum în această imagine sau video, nu știu exact ce o să pun. LED-ul de notificări se află lângă camera din față. Logic. Ceea ce cam lipsește pe noile telefoane și mi se pare util. Procesul acela de instalare al aplicațiilor efectiv te forțează să stai să urmărești procesul acela de 10 secunde. Deci nu mă repet la descărcarea efectivă de pe magazin Play, mă repet la procesul de instalare după ce aplicația s-a descărcat. Senzorul de amprentă e cel mai rapid, dar după cum puteți vedea își face treaba bine. Mai este și când dă rateuri, dar aparent video n-am dat. În această înregistrare odată pare că a dat rateu, dar n-am nimerit eu senzor. Să trecem la niște concluzii raportate la preț. Bineînțeles, după aia o concluzie finală. Deci, aceste concluzii le-am împărțit pro, contra și ceva intermediar, pe care eu am numit doar ok, da. Un nume foarte, foarte intuitiv, ce să zic. Deci, la pro avem design fine, performanță foarte bună, vine cu husă în pachet, acel gest pentru screenshot, ecranul, sunetul, prezența LED-ului de notificări. Contra, temperaturile, slow motion-ul, camera ultra-wide, procesul de instalare al aplicațiilor. Deci până acum avem 7 versus 4, ceea ce e bine, 7 pro versus 4 contra. Doar ok ar fi camera principală și încărcarea, deci toate raportate la preț. Doar ok însemnând tot un fel de pro, dar nu-i chiar acolo. Concluzia finală ar fi că își merită banii, încă este un telefon pe care pot să-l recomand. E printre puținele telefoane pe care le pot recomanda să se achiziționeze acum, chiar și înainte de a fi lansate alte modele noi. Totuși, e bine știut că este recomandat în principal persoanelor care se joacă. Nu m-au surprins camerele, să zic așa. Dacă nu vă interesează să vă jucați pe telefon, atunci cu siguranță există un telefon cu camere mai bune și ecran mai bun. Adică AMOLED, banii ăștia. Tot ziceam de bani, undeva la 1050 de lei, varianta cu 6 GB RAM și 64 GB stocare, cel puțin în momentul în care eu mi-am notat aceste idei. Vă rog să mă iertați din nou pentru vocea asta a mea. De răgușit și înfundat tot. Eu sper că v-am ajutat, că v-a plăcut. Dacă vreți să mă ajutați și voi pe mine, dați un like, un share la un prieten care vrea un telefon nou. Mă ajutați și dacă vă uitați la mai mult de 10 secunde din videoclip. Vă mulțumesc din nou pentru share, like și abonare. Răspundeți-mi vă rog în comentarii la următoarele întrebări. Ce părere aveți voi despre acest telefon? Mai merită să fie cumpărat acum? Dacă nu, ce telefon v-ați cumpăra voi acum în locul acestuia? Eu am fost Roman, toate cele bune!